Așa luat de la Tara. What? A zburat prin hartă. Deci eu nu admit că pot să piardă ăștia cu 38. Au pierdut-mă. În perete aia. Să vrei și tu să câștigi meciul, dar să nu poți să iei că e în perete. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă reacție de pe acest canal. Ei bine, știu că vă plac foarte, foarte mult aceste reacții în Brawl Stars. Astăzi o să ne uităm la cele mai mari feluri, cele mai ghinioniste momente din Brawl Stars. Băi, un clip super tare, m-am uitat foarte puțin la el și o să fie tare. Vreau să-mi scrieți la finalul acestui videoclip minutul exact care vi s-a părut cea mai tare fază din acest episod. Știți că faceți chestia asta mereu. Băgați acolo un comentariu care a fost faza cea mai șmecheră pentru voi. Lăsați un like și nu uitați să vă și abonați, boys. Haideți să-i dăm drumul, nu mai lungim foarte mult pentru că sunt și eu curios să vedem ce faze avem aici. Din păcate n-a apărut nici astăzi update-ul acela cu nou Brawler și cu Brawl Pass-ul. Wow, cum a murit Frank. Săracu. Ok, da, videoclipul este de la Raw Brawl Stars, așa se numește. Ok, mamă, El Primo versus El Primo. Și-a luat-o El Primo puțin acolo. Vai de capul meu, cum? Fix în poartă, nu putea să se ducă în altă direcție, știi? Poc. Și mai dă ultă, mamă, frate, săraci. Deci săracii n-au avut ce să facă. Efectiv n-au avut ce să facă. Ohoho. Doamne, ce le-a dat Colt. Bun. Aoleo. De unde a venit zidul ăla? Ăsta-l cheamă Brawl Stars. Mamă, ce karma și-a luat. De la Tara. What? A zburat prin hartă și a ajuns la ei în bază. Dă-te-n puii mei. Piu, piu. Nu știu de ce. Avem impresia că o să moară. De ce mi se pare amuzant când dă Colt cu aia să auzi de trr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 
clar ăștia de jos. Deci ce-i faci lui Sprout care îți dă zid în continuu? Spuneți-mi mie ce-i faci. N-ai ce să-i faci. Hopa, 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 Mortis. Pă, câte ultimate are, frate? Câte ultimate are, mă? Mamă, deci a bătut aproape de unul singur. Săracu Frank. Săracu Frank, doamne. Cum să-i faci, mă, așa ceva? Când să se bucure și el? A bătut-o, mă! Doamne, cât de tare! Ce faze faine, mă jur! Vai de capul meu! Doamne! Bă, ce pe a fost gadgetul la faza aia! Doamne! FBI Open Up! Ce tare! Ce s-a potrivit FBI Open Up? Opa, 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 Bibi s-a supărat. Întrebarea este care, Bibi? Da, amândouă. Săracu. S-a băgat în tot și a câștigat. Opa. Cashu. Cashu. Bă, e în perete aia! Să vrei și tu să câștigi meciul, dar să nu poți să o iei, că e în perete! Mamă, ce glitch! N-am văzut niciodată! Boom, bam, pow! Du-te, tic! Mamă, și-a aruncat ăla! Mamă, nici nu știam că poți să faci chestia asta! Voi știați că putea să aruncați cu ultimata lui tic? Bă, ce sunete blană pune asta.
Le-a dat cu gumița în cap. Ia! Stai, ce? A dat instant, cred că hit, Rico. Cred că a dat instant hit. Ce sună, șmecher. A, l-a băgat la respect. Mamă, săracu, îți dai seama ce pumn a dat în telefon? Îți dai seama ce pumn a dat în telefon? Cum să-ți dai autogolul ăla? Doamne, cât de OP sprut. Dă-te-n puii mei. Mamă, asta e fază de 200 IQ. Asta e fază de 200 IQ. Asta e fază de 200 IQ. Doamne. Enemy spotted. Mamă, deșul ăla blanao. Vai de capul meu. Chiar că ai o ghinion ăștia care... Am vrut și să-l dea pe spate, să scape de el și când colo l-a ajutat. Săracu. Fast as fuck, boy. Băi, ești nebun? Când a apucat să dea... Dai numai că așa repede. Dă-i mă, dă-i Nita, dă-i. Rămoară și pe ăla, clar. Frumos, 1v2. Deci sunetele sunt geniale. Bă, a câștigat contra 2 El primo, dă-te în puii mei. Opa, îl aruncă, așa. Așa, a, și se spawnează ăsta. N-are cum să-i bată pe amândoi, n-are cum. Nu accept să-i bată pe amândoi, nu. Deci nu accept. Așa, 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 a venit John Cena. Deci nu acceptam să-i bată pe amândoi. Ia să vedem asta. Oh. Oh. Omoară și pe aia, clar. Mamă. 222 HP? Ulala. Gumița. Gumița, gumița, ăla era și AFK. Mamă, are, au 2 AFK. S-a descurcat singur, cât de tare. Deci gadgetul lui El Primo te avantajează mai mult pe tine câteodată. Da, uite despre ce vorbeam. Doamne, despre ce vorbeam. Mamă, cât de aproape a fost să o ia ăla și să-i bată ursul după aia. Cum era? Mamă, ce urât se vede. Clona, mamă, a blocat clona. Și? No, clar câștigă Leon. Da, a câștigat Leon. Ce-a fost aia? Jackie, ce-a fost aia? Mamă, de săracii n-au avut ce să facă, deci n-au avut timp de reacție. Nu au avut timp de reacție. Vai de capul meu. N-ai cum. N-ai cum. Dacă sparge aia, s-a terminat. Nu, no, s-a terminat, s-a terminat cu bănuții, i-a dat cu bănuții în cap. Mamă, a jucat tot cu gardul.
O, ești nebun, vă dați seama ce șansă mică era să nimerească gardul? Ia că-s curios cine câștiga. Ah, ăla care e în zonă. Ăla care e în zonă câștigă, clar. Vai. Ui, ești nebun, dar bă, deci nu cred că poți să faci așa ceva, frate. Deci, sub presiunea aia, cât de calm să fii. Mau. Să dai cu mingea atât de bine. Ăștia au 38 de dălea. Deci eu nu admit că pot să piardă ăștia cu 38. Au pierdut, mă. Deci eu nu admit. Cum să pierzi, mă, cu 39 energie? N-ai cum. Și ăsta cu 5 energie. Putea să se ducă să ia și sucul. Nu, că-l bate, Brock. Joacă super bine, Brock. Da, l-a bătut. Mamă, ce a dat-o, i-a dat, l-a pus la respect. Boys, super, super episod ăsta, chiar mi-a plăcut foarte mult. Ei bine, faza mea preferată, dacă mă întrebați pe mine, bă, asta mi s-a părut genială. Când efectiv a ținut acolo ultimata și i-a dat drumul la ultimata, zici că era un leu, efectiv zici că era un leu și a dat drumul la leu fix după ce a murit. Chiar dacă a murit, a fost o fază super, super genială. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like acolo, să vă abonați, scrieți-mi în comentarii faza voastră preferată, mai exact minutul care a fost... care a fost faza. O să mai facem și clipuri de genul dacă văd că vă place. Ei bine, eu am fost Sinner și vă urez o zi minunată în continuare. Pa, pa!